Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Etalare pentru iunie. Îmi pare rău că e o leacă întârziere, dar nu e chiar atât de mult încât să disperăm sau să dispere cineva, zic eu. Mesajele de la Înger. În primul și în primul rând am văzut romanță, în timp ce amestecam probabil că romanță plutește în aer pentru unii, pentru majoritatea, aș vrea, pentru că romanțele sunt frumoase, mai ales acum în prag de vară, chiar dacă îi ploaie. Vă plimbați sub umbrelă, sub aceeași umbrelă și vă cunoașteți mai bine. Primul mesaj, 48, asta înseamnă 12-3, comunicare. Trebuie să comunicați în așa fel încât să demonstrați dragoste. Găsiți, descoperiți ce este important pentru oamenii pe care iubiți ca să acționați conform și nevoilor lor. Al doilea mesaj a fost, fiți de ajutor. Ai, 48 și 45. 4 și cu 5, 9. 9 este numărul lui Jupiter. Manifestați noblețe și expansiune. Hai să nu mai vorbesc doar de expansiune spirituală, că poate nu toată lumea caută acest lucru, dar manifestați înțelepciune. Jupiter este un profesor înțelept și generos, susținând pe cei care sunt au nevoie de prezența voastră. Faceți un gest sincer în care arătați că vă pasă. Trebuie să arătați că vă pasă. Iar e chestiune 9 și 3, da? Multiplu de 3, comunicare și expansiune. Deci dezvoltați o altfel de relație în momentul în care comunicați. Și în așa fel încât să demonstrați dragoste, și dragostea este de, nu înseamnă doar dragoste erotică, evident. Este și dragoste maternă, paternă, părinți față de părinți față de copii, copii față de părinți, am zis. Mă gândeam în mai multe locuri, mă gândeam și la dragostea aceasta între prietenie. Prietenie e o altă formă de dragoste, mult mai subtilă și mai nobilă. Dar prietenia nu înseamnă doar hai să ne plimbăm și să ne distrăm, înseamnă să fiți și de ajutor cuiva, da? Care vă este apropiat. Ascultați cu inima, nu cu mintea, numărul 1, da? Pentru că, în general, sunt semne de aer și majoritatea cei cu marcaj puternic în semnul balanței raționează. Gândesc altfel. Petreceți timp de calitate, chiar dacă am zis mai devreme, dacă e o romanță, petreceți timp de calitate. Stați de vorbă, cunoașteți-vă unul pe celălalt. De asta înseamnă să și demonstrați dragoste, să și fiți de ajutor cuiva. Apreciați orice moment, chiar acesta cu discuțiile, chiar dacă poate unii dintre voi vreți mai mult, vreți o cină romantică, eu știu ce mai vreți, o plimbare până la Paris. Vise. Toți avem visuri, nu? Acțiunile vorbesc puternic, da? Apropo de această nevoie de a fi de ajutor cuiva și de a demonstra. Acțiunile sunt importante, nu doar cuvintele, dar acțiunile pornesc de la cuvinte. Până la urmă, sunt manifestarea cuvintelor. Iar este o poveste sau o situație în viața voastră în care trebuie să iertați. Ori așteptați iertarea cuiva, ori voi trebuie să iertați, sau poate și una și alta, pentru că în viață nu doar iertăm, trebuie să fim și iertați. Iertăm pe cineva, alții ne iartă pe noi, da? Cam astea sunt mesajele. Fiți în moment, apreciați momentul, apreciați oricât de puțin primiți, apreciați gesturile celorlalți, oferiți susținere, demonstrați dragoste și ascultați cu inima. Ați spune că multe balanțe, depinde, poate doamnele în balanțe sunt mai sentimentale, dar domnii, eu cât am cunoscut balanțe, deși mai nou, pentru că profesorul meu este balanța, îmi părere foarte bună despre balanțele care sunt calme, evident. Dar totuși, bărbații au tendința să fie mai logici. Primele cărți care au apărut în continuare, 6 de cupe. Iar este o relație de suflet, dar față de care aveți mult stres. 8 de spade. Nu găsiți soluție eventual cum să manifestați această relație foarte profundă, foarte sensibilă.
Gândiți mai mult, vă transmiteți probabil telepatic gânduri, dar vă transmiteți, dragii mei, și blocajele. Nu doar dorința de a vă bucura unul de celălalt, probabil că din când în când transmiteți acest lucru, dar unor transmite și blocaje. Probabil că nu găsiți soluții unii dintre voi cum să vă întâlniți sau să vă împăcați cu cineva. Cineva foarte, foarte drag vouă. Eu nu aș zice multă persoană din copilărie. Pentru mine 6 de cupe înseamnă mult mai mult. Înseamnă și o zonă în care ați stat. Da? O zonă în care ați stat. E casa a 6-a, evident. Puteți să stați, am mai zis eu la nu știu ce zodie, în studenție să stați cu chirie nu știu pe unde și să rămână alea acolo o amintire pentru unii. Da? În fine. V-ați întâlnit într-o zonă care ține într-un fel sau altul de copilăria a unuia sau a celuilalt, poate în orașul natal al unuia sau al celuilalt, în fine. Acolo v-ați întâlnit. Și chiar dacă nu v-ați întâlnit acolo, probabil că simțiți că v-ați mai întâlnit în alte vieți, că ați mai fost împreună, că ați mai avut niște relații împreună. În continuare vreau să se arate, acesta e un mesaj, acesta altul, nevoia de comunicare, asul de spade, am zis de trei mai devreme, și iar nouă de monede, de a fi de ajutor, de a comunica cu un scop, nu doar de dragul de a ne auzi vorbind. În general, balanțe nu cred că vorb, deși sunt sociabile, nu vorbesc doar de dragul de a se auzi. Împărtășesc informații interesante, dar uneori nevoie de implicare într-un anume fel, de a zice, descoperiți și felul în care celălalt are nevoie să fiți alături de ei. Să descoperiți, să aflați ce au nevoie. Aveți nevoie să vorbiți cu cineva despre niște lucruri foarte intense, despre o transformare care s-a întâmplat în viața voastră, o transformare care v-a crescut pe unii din punct de vedere spiritual. Pe alții, această mare preoteasă poate să fie transformarea pe care o țineți secret. Este o simt pentru că și aici este 8, casa scorpionului, obsesia și blocajul pe de-o parte, nu că ar fi scorpion blocaje, dar este un secret, scorpionul reprezintă secrete, da? Este o relație despre care nu ați vorbit oricui sau dacă ați vorbit foarte puțin sumar despre această relație. Este o relație care vă transformă, care considerați că s-a încheiat cu un personaj care nu trăiește în cuști, 9 de monede, nu mai vreau să dau zodii, dar o să vă dau așa câteva. Semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, fecioară, taur sau ce mai este, capricorn, scorpion, pești, rac, scorpion. Da, aveți cam toate. Probabil că o să apară și bătele. Deci asta este nevoia de a comunica cu cineva, de a explica eventual niște lucruri care au pe care le-ați păstrat așa într-o zonă mai puțin publică. Pentru că acolo s-a întâmplat o răscolire interioară, o moarte și o renaștere. Poate chiar a unei relații. Am zis eu, comunicați telepatic cu această mare preoteasă, dar nu-i suficient. Aveți nevoie să și realizați o victorie în plan material. La capătul setului de cărți, 2 de monede. Și aici este. Balansați între această situație despre care am vorbit și probabil nevoia de a vă găsi stabilitatea financiară, de a vă ocupa de familia voastră, unii dintre voi, în care aveți ceva de vindecat și totuși există un vale de cupe, nevoia de a, sau nevoia, schimbați voi cuvântul, poate să fie chiar urgența de a transmite niște scuze cuiva sau de a primi, evident că poate să fie și invers. Depinde, de la balanță la balanță. Hai să vedem. Să amestec un pic cu cărțile. Așa simt, așa sunt eu ghidată, să le amestec, nu să le pun în același format, să nu revină. Deci balanță, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță, iunie 2020.
21. Ia să vedem. Cel mai calm profesor pe care l-am avut. Zodia Balanței. Minunat. Doamne, avem nevoie de oameni calmi. Eu am nevoie de oameni calmi, dragii mei. Ia uite, secrete. Aveți în inima voastră ceva despre care nu vorbiți cu nimeni. Cineva. Pești, drac, scorpion. Pentru unii. Dar nu e obligatoriu să fie cineva. Deși e posibil. Pe de o parte este și frica de niște emoții pe care le simțiți în preajma cuiva. Ia uite, 9 de bâte. Provocarea. Să ieșiți în afara, în fața gardului. Să ieșiți la gard, măi. Să ieșiți la gard și să spuneți. În gura mare, nu, evident. Să ieșiți în afara granițelor și să stați pe poziție. Eventual, vedem dacă e altă persoană sau dacă ține tot de voi. E o provocare aici, 9 de, de bâte. O, iar Marea Preoteasă, mai, în trecut. O, mister, cineva misterios, De pe alte, aș zice alte planete, nu coclaue. Și pasiune mare. Acum, că această pasiune este pentru această persoană misterioasă, posibil. Sau posibil să fie două persoane. Pentru că nu e obligatoriu să fii misterios și să, sau, cum să formulez. Poți să fii și misterios și plin de pasiune și atractiv. Nu înseamnă că dacă ești misterios, gata, ți-ai anulat atractivitatea. Deci, poți să fie una și aceeași persoană. Sau, regina de bâte, pentru că apare totuși o provocare aici, să fie o tentație care a apărut la un moment dat în viața voastră și, într-un fel sau altul, a influențat, e pe vertical aici, da? A influențat, și aici e provocarea, da? Semnul de foc. Această poveste în care trebuia să vă conectați, să creșteți spiritual în această poveste, în această relație. Și repet, când vorbesc de relații, nu mă refer musai la relații de amor, deși poate la un dat există potențial. În primul rând, conexiuni, prietenii, colaborări în viitor. Aveți de ales, mai hotărâți-vă. Se pare că încă stați la intersecție. Cât să stați? Măcar semnalizați direcția. Valetul de bâte, în prezent. În prezent. Iar nevoia de a comunica, valeți înseamnă comunicare. Vedem. 6 de spade. Ce înseamnă? Sfatul este să mergeți într-o anumită direcție. O să aflăm la clarificări în ce direcție trebuie să mergeți. Ce frumos este. Exterior. Există cineva. Uitați-vă, dacă... Repet, o să vedem la clarificări cum e, dar nu e așa că seamănă cărțile? Nu e așa că seamănă. Am senzația că e aceeași persoană, nu obligatoriu, dar posibil. Vedem, la clarificări. Uneori nu prea îmi plac clarificările, dar sunt necesare. Exterior. E un personaj care vă vindecă, vă alină, vă echilibrează emoțional, vă și îmbată oarecum, că e și multă apă, da? Și când e apă, avem riscul acesta de a ne îmbăta, de a ne scufunda în emoții, de care vă e teamă într-un fel și vă și atrage. Vă atrage, uite, exact ca... O stea, de fapt, că e steaua, nu? Vă atrage prin lumina specială, prin aura pe care o are, prin energia pe care o transmite. Și, în primul rând, transmite relaxare, calm, pace, vindecare. Simțiți că în preajma acestui personaj puteți să vă vindecați sau puteți să împliniți, ca să nu vorbim doar de vindecare, steaua înseamnă și destinul vostru. Puteți să împliniți o parte din destinul vostru pe care... Într-un fel în care, eu știu, depinde de vârsta pe care o aveți, într-un fel în care n-ați împlinit-o până acum. Face parte din destinul vostru acest personaj. Aveți ceva de învățat. Probabil pentru unii aveți de învățat conexiunea cu alte, apropo de Marea Preoteasă, cu alte dimensiuni, speranța, credința. E foarte complexă cartea, evident. Deci vă teamă de 8 de pute. Această comunicare, de comunicare, de o călătorie, de-aia vi se zice, interesant, vă este teamă să călătoriți și să comunicați cu cineva, da? Dar, aveți niște blocaje, dar sfatul este să călătoriți. Sfatul este să călătoriți, pentru că ambele înseamnă călătorie. Ce vă doriți? Haideți, mă, balanțelor, dați-o încolo, tot în doi stați. Tot între două opțiuni. Eu nu știu cum puteți să stați așa între două.
direcții. Așa, să vedeți mai bine și trandafirul acesta violet, apropo de vibrația pe care ați primit-o din exterior, da? De undeva, da? Aceeași vibrație pe care o are și trandafirașul. Măi, dacă ați ști ce frumos miroase! Puh, nu pot să zic în cuvinte cum miroase. Vă doriți, da, vă doriți să alegeți. Cred că și voi vă doriți, v-ați cam plictisit și voi, mă, să stați așa la intersecție între ce fac? Ciocan și Nicovală, nu? E greu. Pentru că dacă nu alegeți, ar putea să pierdeți niște oportunități. Hotărâți-vă odată. Ce vă dori? Ce reușiți să faceți? Deocamdată țineți de finanțe. Dacă sunteți soți, rămâneți în continuare soți până alegeți. Măcar până alegeți, da? Însă, se pare că va trebui, apare în viitor. Frumos ar fi să alegeți când iese Mercur din retrogradare, ca acum. Sau să alegeți la sfârșitul retrogradării și să acționați, că începutul atunci se are spor. Când Mercur este în mers direct, da? Doi de spade, alt doi. Cinci de spade, mai. Aveți niște lupte, iar 2-2-2. Cred că blocați cu acest personaj. Există un personaj sau poate este rolul vostru pentru cineva, da? De a fi stabil într-o anumită relație. Dacă e obsesia pentru bani, s-ar putea să vă gândiți un pic ce câștig vă aduce. Că sunt niște... E o cursă mentală în această obsesie pentru bani. Asta în cazul în care nu sunteți soți, da? Și acest rege de monede reprezintă o poziție financiară, profesională, la care ați visat cândva. Și vă dați seama, acum cu Mercur retrograd, că e o capcană mentală. Trebuie tot timpul să fiți într-un stres mental, care cum câștigă, da? Repet, poate să fie la locul de muncă. Și vreți să schimbați energia, roata norocului, ce frumos. Vreți să construiți. În adevăr, regina de spade sunteți voi, în adevăr, într-o altă direcție. 10 de cupe, romanța aceea care plutește în aer, dar probabil că eu știu când vom trăi și vom vedea, mai spune și voi. Ideea este că s-ar putea să meditați un pic, chiar 2-2-2, da? Citiți un pic despre acest mesaj, ce înseamnă 2-2-2 când vedeți numere repetitive. Pentru că sunt conflicte. Și dacă blocați această energie într-un fel sau altul, vă atrageți, dragii mei, balanțe, iar alte conflicte. Dar ce mai contează? Schimbați energia, ieșiți din ce s-a creat. Pentru că nu degeaba vreți să blocați sau să tăceți față de cineva, regele de monede. Înțelegeți nuanța, da? Repet, pentru că vreți să construiți, aici sunteți voi, regina de spade, un ideal. Vreți să-l construiți. Chiar vreți să manifestați ceva ce alții doar își închipui. Nu se poate și dragoste și stabilitate. Nu. Relațiile trec prin ce? Burtică, card și buzunar. Nu. Sper, Mercur retrograd să vă învețe. Aveți, iaute, roata norocului, e Jupiter, aveți marcaj, iaute, ar putea, da, Jupiter să vă inspire într-un anume fel. Okay. Hai să le pun, acestea le-ați reținut, eu nu o să mai revin la ele. Le pun la loc ca să, reapară. Regele de cupe la capătul setului de cărți, o dragoste. Măi, iubiți pe cineva foarte mult aici în suflet, luna, peștrac, scorpion, cineva cu marcaj puternic. Dar aveți acum, îl văd pe Saturn, aveți în această relație, în această dragoste, de trecut prin multe probleme. Apare și o luptă, iau-te, lupta egoului, egoul vostru, mândria voastră, mândria lor, poate amândoi sunteți mândri, amândoi trebuie să fiți puternici și să vă transformați, pentru că 8 înseamnă transformare, mai vorbit de Scorpion mai devreme, da? Amândoi trebuie să manifestați iertare. Și să puneți în cătușă aroganța, ce frumos. Puneți în cătușă aroganța. Pentru că în fața iubirii nu e nevoie, sper să mă țină bateria. Hai să vorbesc, da? Aveți nevoie să manifestați, uite, un nou început în temei.
pentru că dacă nu manifestați, acestea au de 0 și asul, ce stăream, 0 și asul de spade, dacă nu manifestați acest început, stați pe loc, vă gândiți când o să mă împac, când o să renasc, când o să, aici asta împărăteasa sunteți voi, da? Când o să cresc, când o să ies din stagnări și stați într-o energie în care vă faceți rău, e diavolul. Deveniți mai mult obsedați de subiect pentru că nu acționați. Unii dintre voi. Hai să vedem. Luna, repejor, să clarific. Oho, luna. 9 de monede. Da, această persoană care a apărut mai devreme. O persoană care nu vrea să stea în colivie, da? Are un spirit, este un vultur, este o pasăre, orice poate fi, da? Da, pentru că are uliu. Uliu, știți că e totemul meu. Are capul acoperit. Are o altă viziune despre viață, despre relații. Dacă stă într-o relație, aici într-un fel eu regăsesc și 4 de bâte mai nou. Dacă vrea să fie într-o relație, vrea în această relație să există transformare, da? Fluturii, moartea pe care am văzut-o mai devreme. Cele două persoane să se transforme separat și apoi să transforme și relația, al treilea flutur e frumos, da? Dar, în secret, vă place de cineva și nu spuneți. Nu spuneți. Uite, tăceți. 5 de monede. Ați vrea să începeți, da? Ați vrea să mergeți, să cuceriți cavalerul de bâte, da? Intențiile există? Poate că ați încercat la un moment dat să creați aceste, uite, 4 de bâte despre care am vorbit. Această prietenie, întâlnire, romanță, să puneți în realitate acest foc, această atracție pe care o simțiți și totuși ceva s-a întâmplat. În felul în care ați manifestat ce ați ajuns în tăcere. 5 de monede. Clarificăm. 9 de monede, de bâte. 9 de bâte, provocare. Ca să nu zicem blocajul. Sună mai bine provocare, pentru că provocările parcă sunt luate astfel. Ia uite, eliberarea voastră. Dacă cineva încearcă să vă blocheze, pentru că 9 de bâte înseamnă și blocaje uneori, eliberați-vă de aceste blocaje. Dacă sunteți într-o relație în care tot trageți și tot încercați să rezistați acolo pentru că, eu știu ce, v-ați programat 8 de spade, da? Pe care l-am văzut mai devreme, v-ați programat cândva să rezistați în nu știu ce format, da? Eliberați-vă de această programare. Și eliberați-vă și mergeți către 9, că am văzut că totuși vreți să creați un 10 de cupe. Mergeți către bucurile, către persoana care vă bucură, ca să puteți crea o relație ideală. Că dacă, am zis, zice și aici, da? Petreceți timp de calitate. Păi, cu cine petrecem timp de calitate dacă nu cu oamenii care ne sensibilizează, ne plac, da? Ne încântă, ne transmit emoții? Aș mai vrea totuși o carte. Da. Mai dăm o carte. 8 de cupe și 9 de bâte. Ce este frumos la ambele cărți este că cele două personaje au în spate bâtele, au în spate cupele. E fain paralelismul ăsta pe care îl văd prima oară pentru că s-a nimerit să fie unul lângă celălalt, da? Și au în față călătoria. Au în față călătoria. Aici este asta despre care am vorbit mai devreme, da? 8 de bâte și 6 de spade. Nevoia de a comunica și de a călători. De a merge mai aproape de acest destin. Ia uite, 9 de cupe. Da, mergeți de la 8 către 9. Mai dăm o carte pentru cele două. At faetonul. Mersi frumos, vă pupă mama.
de confirmare, am zis, nevoia de provocare este să lăsați în urmă cupele goale, lăsați prieteniile noastre, care de fapt nici nu sunt prietenii, hai să stăm împreună, hai să bem, hai să ne simtem bine. Da, unii zic și eu așa, mai fac și o haz de necaz. Oamenii care de fapt nu vă vață nimic, da? Zice, petreceți timp de calitate, adică aveți nevoie de cupe pline. 9 cupe pline, nu 8 cupe goale, da? Rezistați, lăsați în urmă atracțiile, ce-or fi fost, aventuri, pasiuni, joburi, proiecte, la, 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 și alegeți unul ca lumea, că tot aveți, da? Aici este o bâtă, da? Trebuie să alegeți o bâtă. O idee, un concept. Aici este faetonul. Alegeți iar, faetonul trebuie să aleagă și apoi ce frumos, dragii mei. Faetonul merge către este, am zis de nu știu câte ori pentru cei care ascultați. Faetonul și eremitul. Scuze! E interesant că a venit invers, da? Nu aveți speranță. De ce? Educați-vă speranța, educați-vă credința, zi de zi. Da, aici e provocarea. Trebuie să mergeți. Nu să stați, să vă gândiți, să simțiți, să meditați, să aia și aia altă. Altfel, rămâneți în regrete că nu s-a întâmplat niciodată, never ever. Lupta voastră. Clarificăm Marea Preoteasă în trecut de curiozitate, dacă ne dai voie. Marea Preoteasă în trecut. Pentru balanțe. Am zis, pasiune pe care o țineți în secret. Bine, eu am mai zis asta de mai multe ori, nu e prima oară când spun lucrul ăsta. E o pasiune. Aici sunteți voi sau e un personaj pe care îl vedeți ca pe rup din rai, de pe altă planetă, da? Pentru că împărăteasa înseamnă foarte mult. Eu nu aș vrea să fixez împărăteasa doar la zodia Taurului sau a Balanței, pentru că oricine poate fi împărat sau împărăteasă, da? Aici este. Ați vrea să vindecați această situație, această pasiune? Ați vrea să vindecați? Să ieșiți din stagnări? Să aveți creștere? Deci, e o pasiune pentru cineva. Și iar nu dau zodii, că n-are rost să dau zodii. Poate să fie pentru orice zodie. Pentru orice. Evident că poate să fie și un proiect. Dar. Regina de bâte. Regina de bâte. Aici e o luptă. Poate că în ultima vreme unii dintre voi vă luptați cu un semn de foc. Așa, la modul simplist. Un mesaj. Vă luptați. Aveți niște lupte. Interioare sau chiar reale. Cu un personaj, marcaj, berbec, leu, săgetător. Deși nu e obligatoriu, un mesaj simplu pentru unii dintre voi. Pentru alții, această pasiune, această atracție foarte mare pe care o aveți pentru cineva, să fie de fapt lupta voastră, transformarea voastră. Pentru că leu, da, leu înseamnă, eu mândrie, dar poate aveți și planete, unii dintre voi aveți planete în leu, ori voi, ori persoana respectivă. Și sunteți foarte mândri în relație sau față de această atracție. Foarte mândri. Și aici este îmblânziți un pic bestia aceasta. Că, pentru că mândria uneori, mai ales... Interesant, m-am oprit pentru că am observat ceva. Am observat pe cerul acestei cărți stele și mă gândesc la steaua pe care o aveți ca influență exterioară. Așa am simțit, așa am primit ghidaj. Mândria stă în calea destinului unuia dintre voi. Dacă fac etalarea la voi, posibil să fie și la voi, da? Mândria e în calea destinului vostru. Încătușați această excesiv. Nu zic că nu-i frumos, că nu-i bine să fii mândru, dar excesiv de mândru. Nu e. Vă faceți griji, așteptați, visați, e tot o luptă. În loc să treceți la acțiune, pentru că sfatul este mergeți. Aici de asta vă e teamă, să mergeți și să vorbiți. Măi, dar de ce? Tocmai voi care sunteți sociabili. Scuzați-mi zgomotul. În prezent, valetul de bâte. Balanțelor. Ia uite. Comunicare. Trebuie să comunicați.
Una e să comunici, alta e să manifesti. Nu trebuie musai să o iei de la început acum când e Mercur retrograd, dar poți să comunici pentru că acum se rezolvă niște lucruri care au rămas nerezolvate, așa cum eu trebuie să-mi resetez Windows-ul sau să văd ce are laptopul, da? Nu mi-l schimb, doar resetez sau îl verific sau eu știu, îl repar. Da? Am dat un exemplu. Comunicare. Ambele au nevoie de comunicare. Comunicați această atracție, eventual. Ieșiți în această carapace, că tot am văzut marcaj în semn de apă. Luna voastră e foarte aici. Apare luna. E foarte sensibilă. Sunteți sensibil într-adevăr și nu vreți să fiți răniți și din cauza asta nu spuneți anumite lucruri, dar nu cred că e normal. Comunicați, ieșiți din această teacă. Lăsați adevărul să fie spus ca să se poată manifesta. Dacă nu îl spuneți, nu se manifestă pentru cei care ați mai ascultat una alta. Pe aici, prin alte canale, eu știu. Ia ce frumos, s-a oprit la 10 de cupe. Da, dacă spuneți, se poate manifesta întâlnirea cu sufletul pereche, 10 de cupe, da? Acest ideal, puteți manifesta idealul, iau, te puteți schimba energia, roata norocului mai devreme. Puteți să aveți o relație specială, o legătură spirituală specială. Dacă vreți să vă căsătoriți cu persoana respectivă, dacă visați la așa ceva, e posibil în timp. Dar bine, pentru asta este nevoie de implicare. Clarificăm. E nebunul. E nevoie să o luați de la zero. Clarificăm 6 de spade. Poziția sfatului, 6 de spade. Iată, lumea. Interesant. Ați tăcut. Pentru că au fost niște conflicte. Iată, regele și regina de bâte. Între partenerul vostru, de zi cu zi, iată, e o separare, o ruptură, niște conflicte. Trebuie să alegeți. Iar 2, 2, 2. Clarificăm lumea. Manifestați o nouă lume. Da? Poate că unii dintre voi ați fost plecați peste hotare sau eu știu în ce turnee sau v-ați învârtit prin țară sau mergeți tot timpul, trebuie să puneți capăt unei situații și să creați o nouă lume. Ia. Da, uite la capătul setului de cărți. Eu așa văd. Hai să vă arăt. Dorința de a face bani a cuiva, 10, poate chiar familia, care vă... responsabilitățile familiare vă obligă să fiți tot timpul la locul de muncă. O nouă dragoste, când o fi fost aceasta nouă, voi știți. Și lipsa de comunicare. Valetul de spade cu sabia în jos. Degeaba stați și spionați pe, eu știu, personajul care vă place, dacă stați în energia aceasta, aici e problema, da? Foarte materialistă, foarte pământeană. Nu degeaba vin anumiți oameni, nu degeaba ați întâlnit această mare preoteasă. În ce sens? Acest personaj, un personaj care vine cu altă vibrație în viața voastră, tocmai ca să învățați altceva. Sfatul este... Mai era o carte. Pentru sfat. Clarificăm această moarte. Clarificăm această moarte. Pentru balanțe. Regina de cupe. Wow. Da. Lăsați apele tulburi în spate. Mergeți către soare. Către o nouă lume. Transformați-vă. În acest sens, probabil că v-ați transformat unii dintre voi. Această lume, nouă lume, vă va transforma. E o altă lume sentimentală, romantică, regina de cupe.
Dacă aveți pe cineva, am văzut și regele, acum apare regina de cupe, un personaj, repet, care vă vindecă. De altă factură, nu hipermaterialistă, mergeți către acest personaj, mergeți, da? Lăsați în urmă vechea lume, da? Transformați-vă, tot zic că sper că v-ați transformat, că de vreun an și ceva tot vorbesc de transformare la balanță, de renunțarea la relații. Ia uite, iar s-a oprit la 10 de cupe. Renunțarea la relațiile karmice. 10 de cupe. Sunteți obsedați de acest ideal, de acest personaj și totuși nu comunicați. Nu comunicați. Puteți să materializați, dar degeaba dacă nu acționați. Clarificăm steaua. Spânzuratul și 8 de monede. Interesant. Spânzuratul și 8 de monede. Influență exterioară. Ia uite și aici împărăteasă. Cred că e o relație. Relația despre care am vorbit mai devreme, la începutul etalării. 6 de cupe. Relația aceasta de suflet. E o relație de suflet. Da. Care trebuie să o înțelegeți. Care v-a făcut multe griji. Dar trebuie să o înțelegeți. Iar și eremitul merge tot către asta. Pentru că acest personaj 6 de cupe și 4 de băte este cam ce v-ați dorit, într-un fel sau altul, da? Dar trebuie să cuceriți acest potențial. Trebuie să cuceriți. Acum. Asta pentru că am văzut cavalerul de băte. Dar depinde cum cuceriți. Pentru că acest cavaler de băte poate să fie mai bun decât un rege. Da? Poate să fie bun și pentru împărăteasă. Vorbesc un pic simbolic, da? Pentru cine poate să înțeleagă. Regina împărăteasă, da? Regina sau împărăteasă, oricine ar fi acest personaj. Și dacă voi vă simțiți acest cavaler de băte, să zic un personaj cu altă vibrație, mai tinerească, nu neapărat mai tânăr. Poate sunteți mai tineri unii dintre voi, poate există cineva mai tânăr în preajma voastră. Eu vorbesc, voi alegeți mesajul, da? Cine este mai tânăr are potențial să devină rege, da? Dacă se luptă pentru acest ideal, împărăteasa sau regina de cupe, dacă se luptă. Pentru că pentru mine, cavalerul de băte, ca și cavalerul de spade, reprezintă niște războinici. Dar trebuie să aibă un scop măreț ca să fie războinici ai luminii sau războinici pozitivi. Altfel, rămân doar niște cavaleri jucăuși, vin, pleacă, vin, pleacă, da? Exterior, steaua. Steaua, spânzuratul și 8 de monede. Acest personaj se transformă. Și s-a transformat. A trecut prin niște situații. S-a sacrificat foarte mult în viață. Poate că și în relația cu voi. Eu dau doar câteva informații. Nu vă spun întreaga poveste a acestui personaj. Da? Câteva informații. S-a sacrificat. A încercat să iasă din lanțuri. Interesant că și aici acest personaj încearcă să iasă din lanțuri. Și voi încercați să ieșiți din lanțuri. Da? Frumos, pentru că suntem în 2021 și cam toți ar trebui să ieșim din relațiile karmice, din lanțuri. Da? Și-a înțeles destinul, și-a înțeles viața dintr-o altă perspectivă. A primit iluminarea, da? Că altfel n-ar fi stea. Altfel nu ar radia vindecare și o anumită vibrație. A primit iluminarea, a înțeles niște lucruri. Și în continuare muncește ori să le transmită, ori să-și împlinească, această misiune pentru mine, misiune spirituală. Muncește în acest sens misiunea spirituală a acestui personaj. Așa simt. Așa simt. Clarificăm 8 de băte. De ce ar fi 8 de băte în poziția friciului? Ia uite, vă e teamă de manifestare. Haideți, mă, cum să fie mai 8 de băte? Dacă vă știți că dacă mergeți și vorbiți, puteți să manifestați asul de monede, dar vă este teamă. Pe de altă parte, dacă acest as de monede reprezintă persoana materialistă din viața voastră, probabil că de-aia vă este teamă. Pentru că 8 înseamnă transformare, da? Vedeți unde sunteți. S-ar putea să fie ambele variante, că la balanță întotdeauna sunt două variante, ambele bune. Și înțeleg, pentru că am și eu niște planete prin balanță.
Clarificăm 2 de monede. În poziția dorințelor. Ia uite. Mai, și voi vreți să alegeți. Ce să alegeți? Să mergeți să cuceriți. Cucerirea paradisului, da? Alegeți odată. Alegeți persoanele care vă cheamă la în direcții pe care nu le-ați explorat până acum. Vă doriți. Încă vă doriți. E interesant cum a spus cuvântul ăsta, vă doriți. Încă vă doriți pe cineva. Încă simțiți atracție față de acest personaj. Apare din trecut asul de băte. Și în prezent există băta aceasta, atracția asta. Și în viitor, ce vă doriți? Să vă duce și să îi luați pe sus, nu puteți. Risca să cheme poliția. Dar, să impresionați. Aha, să impresionați. Deci asta aveți. Alegeți odată și voi vreți să alegeți. Măi, dar cum să fac să impresionez persoana asta și să mă aleagă? Da, uite, 3 de cupe. Vreți să vă bucurați de acest personaj? Nu, eu nu am o persoană specială. E o persoană pentru că văd marele preot. O persoană înțeleaptă. Cu un grad de autoritate pentru unii, nu pentru toată lumea, dar posibil cu un grad de autoritate. Și există și niște lacrimi. Dacă într-adevăr mai sunteți într-o relație voi sau ei, aici este o întârziere. Dar, să vedem. Clarificăm 2 de bâte în viitor pentru balanțele. Ia, hai mă, ieșiți din programare. Asta pentru mine înseamnă programare mentală. Ia uite, programările mentale vă aduc stres. Alegeți, dragii mei, altceva. Voi dăm o carte. Pentru că voi nu vreți asta, nu? De ce să stați în așa ceva? Mai dăm o carte pentru 2 de băte. Oh! Aici este. Sunteți obsedați de, de această dragoste. Sunteți obsedați de dragostea aceasta. Și din cauza că sunteți obsedați de această dragoste, sunteți forțați de situație, într-un fel sau altul, de energie, de toate simțurile astea pe care le aveți, sunteți forțați să alegeți. Asul de cupe, temperanță, că vă consumați 10 de bâte, temperanță, încercați să vă vindecați, să vă calmați, respirați adânc, relaxați-vă. De unde? Nu merge. Nu merge. Nu, pentru că sunt emoții. Sunt emoții, că tot a apărut 10 de cupe. Sunt emoții, mama lor de emoții. Asta e. Asta e. Clarificăm regele de monede. Ah, regele de cupe. Ah, interesant. Frumos. Regele de cupe. Extra, o, ce frumos! Eu aș vrea să citesc așa cărțile. Într-un mod trăsnet, se va produce comunicarea aceea care este necesară. Am văzut valetul de băte și asul de spade, da? Comunicarea aceea care va vindeca iertarea despre care am vorbit mai devreme. Va ierta, veți ierta, va trebui să vă iertați. Trebuie să vă iertați. Trebuie să vă iertați pentru că sunteți suflete perechi, da? 2 de cupe, da? Și atunci, regele de monede poate este latura uneia dintre voi care vrea să fie... Ce frumos vine mesajul. Da, să fie de ajutor pentru persoana dragă. Persoana care atinge sufletul, da? Vreau să fiu un stâlp, să fiu, eu știu ce vreți voi să fiți, da? Un om pe care te poți bizui, da? Pentru că te iubesc foarte mult. Ce frumos! Ha! Îmi place povestea asta, sper că vă place și vouă, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Știți ce frumos miroase trandafirul ăsta? Vă pup, pa!